Mergem la următorul invitat, care nu vine singur, vine cu mama lui, pentru că, iată, lăsăm călătorile și vacanțele deoparte și trecem la o ședință cu părinții. Cezar Oatu este acum aici, îl scoatem la tablă, vine însoțit de mama lui și avem amintiri și povești despre momentele bune sau mai puțin bune care au marcat parcursul lui Cezar până acum. Așadar, Cezar Oatu și mama lui Maria! Să rămână, mama! Ce faceți, mama? Să rămână! Bine, ce bine! Dar ce bine arătați, doamnă, vreau să vă spun! Păi și tu ești frumos, vezi că eu sunt vâlceancă ca și da? Tine. Da? Perfect, vâlceancă! Ca și tine, pe la Târgu Jiu. Pe la Târgu Jiu, da. Dați-mi voie să vă prezint celor de acasă. Arătați așa, fashion! Pe cuvântul meu de onoare, e o mamă foarte... Foarte cool. Nu vreau să dau vârsta, că e ceva... Microfonul, la microfon. Scuzați, da, tocmai am venit prima dată, debutez. Deci ea e foarte fashion și foarte... Are un tupeu fantastic, că acum s-au schimbat rolurile. Eu sunt un fel de tata al ei și ea e copilul meu. Mă face de râs peste tot. Da, băi, nu știu, dar se pare... Deci arată mama ta senzațional și mă bucur că sunteți astăzi aici. Haideți să luăm un loc. Vă rog mult. Deci, mamă, practic, lângă voi ați copilărit, tu ai copilărit Cezar la Ploiești, nu? Împreună. Exact. Nu, păi da, am copilărit. La Ploiești, nu? La Ploiești, da. Ploiești și Vâlcea. La Ploiești și la Vâlcea. Nu, să zic că țara la mine, că fiecare avea povești la țară, a fost la Vâlcea. Eu sunt unul dintre rarele cazuri care nu am avut bunici. Aha. De niciun fel. Deci nicio pereche. Deci nu știe ce înseamnă să mergi la bunici. Și atunci unchiul meu și sora cea mai mare a mamei, adică mătușa mea, erau pe post de bunici la Orlești, undeva pe lângă Drăgășani, în profunzimea Oltenii, să zic așa. Da, eu am înțeles și acum să vă spun, doamnă, ce a spus Cezar, că atunci când el era mai mic, dumneavoastră erați un fel de dictatoare cu el. Teme, carte, stai în jos, fă-ți treaba. Da. Îmi plăcea să fie disciplinat, să studieze. Dacă vrea să... I-am spus, dacă tu vrei să devii pianist, păi atunci studiază. Bine, Cătălin, nu-ți imagina calmitatea asta. Adică, da, pe bune. Nu era așa calmă. Doamne, da. Deci era... Nu, era, dar acum totul spui că mama ta este cel mai... plin de viață om care există. Dacă veceți împreună, de exemplu, la piscină, e prima care sare la apă. Mă face de râs, da. Cum adică te face? Mie mi se pare tare să ai așa o mamă. Păi nu, ea merge și stăm așa puțin și ea, Cezar, hauț! Și eu nu mai vezi, pac, în piscină. Foarte tare. Bine, doar că glumesc. Nu sară în cap, dar nu sară în cap. Da, deci asta mai fi lipsit. Da, nu, e un fenomen pentru mine al naturii și un personaj de Oscar pentru mine, mama mea. Personaj de Oscar? Da. Mă gândeam că poate fi ca cu Oscar cu tot. Râdeam că zic, băi, ai grijă unde cobori la Cătălin. Zice, să da, nu ne împiedicăm cu Oscarul. Da, ce prostii făcea când era mic, doamna? Păi, ce prostii să facă? Îmi spunea că el face compunerea, da. Își face tema și dacă mă duceam din cameră sau unde eram și îl controlam, picta. Deci desena. El făcea altceva. Își ținea foaia de desut. Și l-a prins. L-am prins. Dar știi cu ce mă șantaja? Că fac aici o paranteză. Da. Eu am trăit generația cu cheia de gât și cu jingle-ul acela al filmului fenomenal Dallas. Corect. De care era foarte prins. E, băi, la un moment dat mi-a prins punctul slab și mi-a zis, știi cum făceam temele? Pe bandă rulantă, că la ora 8-7, nu mai știu cât era, începea da. Auzea muzica. Drame când nu reușeam să văd pe Suelen, pe GR și pe, mă rog, Suelen și Pamela, și Pamela și Bobby, exact, mă rog. Și Bobby. Da, deci asta a fost... anul 2000, când noi nu o să mai fim copii, și cum era? Bobby vrea copii și Pamela nu o lasă. Nu mai știu. Da. Când Pamela vrea copii și Bobby nu o lasă că e prea frumoasă. Asta era la mine în fața blocului. Era în fața blocului la mine treaba asta. Credeți că nu eram cu Dallas? Eram cu Dallas-ul, domnul. Păi da, sunteți generația Dallas. Credeți că o să aveți, că Cezar va ajunge un copil atât de talentat și cunoscut internațional? Și asta nu pentru că trebuia să facă temele la matematică și la română, ci pentru că s-a îndreptat spre muzică. Prima dată îmi doream acest lucru. Pentru că dacă am văzut că are ureche muzicală foarte bună de mic copil, pentru că el ritmul îl bătea în oalele de bucătărie. Da.
ca să aud sonorul mai bine. Bine, și gena Cătălin, de la tata, Dumnezeu să-l ierte. Și moștenirea. Da, a fost singurul copil, să zic, din familia tatălui meu. Mă rog, eu mai am fraț de tată și sunt singurul care am moștenit și am dus mai departe. Și tatăl meu era extrem de mândru că îmi spunea chiar de mic: băi, vreau să ajung într-o zi să-mi spună lumea: băi, ce mândru că ești tatălui Cezar Oatu și nu sunt băiatul lui Florin Oatu, tatăl meu, da. Și din păcate, dacă am un regret, n-am mai apucat să te vadă. Să vadă tot de la acel episod al vieții mele, de la din 2013 Eurovision încoace și tot ce înseamnă să fiu la tine, să, adică cred îi mai dădeam încă 30 de ani de viață. La mine, dar să fii la show-uri internaționale, da, în Anglia, da, să fii față în față cu Robbie Williams. Eram cu el peste tot, acolo. Eram cu el peste tot, îți dai seama. Da, mama este fana, ea umple tot. Crede-mă, este... Mama ta, dar se vede, da, că fană, de când a intrat în platou, așa, altă energie. Da, i-am pozitivă. Spus înainte de orice concurs, că el a câștigat foarte multe concursuri de canto. Înainte de orice concurs, i-am spus: dom'le, dă-i tot ce poți. Transmite-le tot, încât să le închizi gura și să iei premiu. Și apoi vii acasă. Da, și apoi vii acasă. Dar cu fetele cum era în adolescență? Ei, plăcea fetisele. Nu. Opa, ea n-a lasă pe mama să vorbesc. Ea zice, no, deci... m-au chemat la școală pentru că el, ce a făcut? A ridicat rochița la o fetiță. Și a venind bunica la fetiță, bine, treci peste a zis: doamna Maria, vă rog frumos, explicați că e rușine, nu-i frumos să ridice rochița la fetițe. Și? Și de acolo, de când mi-a făcut observație, spărgeam geamuri, eram așa, după aceea mai spărgea câte un geam, deci, mai se bătea cu un copil. N-a fost adolescentul ăla cu minte? Adică când ușe studia, de biserică. Când studia, da. Dar era serios când studia? Foarte serios. Păi eram generația aia, studiam 6-7 ore la pian pe zi, da, știi, da. Cum se studia. 6-7 ore. Da, 6-7 ore mă uita Dumnezeu acolo, bine, și la început, până am prins eu gustul că îmi place ceea ce fac și nu o fac din obligație, mai din obligație, mai veneam acasă, era maica mea care așa, în rest tata era invers. Era, deci tatăl tău era mai maleabil. Da, nicio treabă. Mama, în schimb, dar trebuie să-i mulțumesc, că repet, avea acel gen de nu știu, de spartan, dar care m-a ajutat. Bine, ajutat era inamicul meu numărul unu în acele momente, deci o uram. Nu poți să uram, crede. Da. Era? De ce? Că nu te lăsai să te joci, să faci știu, altceva? Nu știu, da, mă persecut așa. Avea un program strict. Dar e bine așa. De la 6 ani a început studiul la pian, el avea programul strict. Bine, eu plecam, și îmi reproșa copii. Că n-are copilărie. Vă spunea asta? Da, și eu am spus, dacă nu vrei să te faci pianist, atunci întrerupe. Dar n-ai să mai devii pianist. A, nu, nu. Vreau să continui. Da. Când a fost momentul când ați fost cea mai mândră de reușita lui? Când a fost așa? Când a dirijat, atunci, asta mă sensibilizează cel mai mult. A dirijat cu maestru Horia Andreescu Filarmonica din Ploiești, Orchestra Filarmonică din Ploiești, într-un concert și a dirijat piesa Radetzky March. El era îmbrăcat într-un frac bleu, era așa de caragios, avea 5 ani, dar după ureche dirija teribil. Mișcările se corecta. Vă aduceți aminte de repeta singur acasă și acolo a dat tot ce trebuia. Vă aduceți aminte de momentele? Da, da, ăla e un moment deosebit. Bine, sunt multe, Eurovision și așa mai departe. Eurovision, X-Factor din Anglia. Apariția mea ca și, mă rog, persoană publică pe televiziune, în diferite... Toată lumea spune că ești o voce senzațională. Da. Colaborarea cu Angela Gheorghiu. Da. Da, da, da. Adică au fost momente... Da, au fost momente cheie care, cu siguranță, mama le-a degustat din plin, dar... Piesa Copacu. Da. Care eu, din când în când, o distribui, pentru că îmi place foarte mult. Iar o voce senzațională. Tatăl meu era muzician, deci eu am moștenit de la el, să zic, gena și așa mai departe, dar, culmea și paradoxal, tatăl meu nu avea voce, era... Deci, practic, avea o disfonie, nu știu ce avea. Mama, în schimb... Na, ce, Maria Dragomiroi. Vreau să emoționăm, ce cânti acum? Eu vreau să cânt o piesă superbă din West Side Story, o piesă pe care nu au dat-o la X-Factor în Anglia, da. Dar care a fost cerută de către Simon Cowell pentru că mi s-ar fi potrivit. Am cântat-o acolo, reacțiile au fost lacrimogene, dar uite, am venit la tine în premieră când o cântă în România și odată cu noul an. Să ai succes. Somewhere din West Side Story. Lumea poate să-l găsească pe Cezar Oatu, pe Instagram Cezar Oatu, Facebook Cezar Oatu și pe YouTube Cezar Oatu. YouTube aveți Instagram?
Facebook. Haide, doamnă, n-aveți Instagram. Vreau Facebook, pe mama, stai, Cătălin, lasă-mă puțin. Deci, deci zi-mă pagina ca să intre acum toți fanii tăi. Pupi Maria. Pupi Maria Maria. Cum? Pupi Maria Maria. Pupi Maria Maria? Maria? Nu, Pupi Maria, așa o găsește. Pupi Maria Maria, Maria de două ori. Maria. Deci Pupi Maria Maria, intrați pe Facebook acum și dați un mare like doamnei Maria, mama lui Cezar Oatu. Arăta senzațional și sunteți extraordinară. Mulțumesc! Și să ne cânte Cezar, da? Da, și da, noi da, suntem da, aici, să ne uităm la el. Da, bineînțeles. Știi câți ani are? Câți ani are? Câți de? Nu. Nu? Mă, frate! 75, mulți înainte! Nu cred că are 75 de-a mama ta. Nu, am 67! Mamă, trebuie să ne dați rețeta, tinerețe fără bătrânețe. Înnotați, mâncați corect. Înnotați, mâncați corect. Distrați-vă și mișcați. Mișcați-vă. Perfect. Bun.